Salutare tuturor! Marian Cristian Marin este numele meu, sunt instructor digital de fitness aerobic și fondator Move Inspire Fit. Cum scap de acne este subiectul din această seară, însă am decis să-l abordez alături de un expert în domeniul dermatologiei, pentru că întotdeauna le recomand tuturor persoanelor care colaborează cu mine sau care au interacționat cu mine să nu ia decizii de capul lor, ci întotdeauna să se ducă la un specialist pentru a putea să reușească împreună cu acea persoană să ia cea mai bună soluție pentru ca el ia să fie bine. Însă, de ce am ales totuși să fac acest live pentru tine, cel care mă urmărești în momentul acesta? Odată ce faci sport, bineînțeles că și transpiri, având în vedere că acum este vara, cu siguranță transpirăm mult mai profund decât în alte anotimpuri. Și acea transpirație, pentru unele persoane, la întrebarea pe care ei mi-au pus-o, poate să le afecteze pielea sau nu, formând diverse afecțiuni în ceea ce privește acnea. Tocmai de aceea, invitatul din această seară o să răspundă la întrebările de bază pentru a putea să evităm frica aceasta de acne și dacă cu adevărat transpirația ne afectează pielea și putem să ajungem la un nivel în care să facem acne deși avem o anumită vârstă. Acne există și se poate trata, bineînțeles, dar sub nicio formă să nu crezi că dacă faci sport și transpiri poți dezvolta o formă de acne. Iar specialistul din această seară, cu siguranță, ne va spune dacă este un mit sau este realitate. Pentru că acnea la adulți este mult mai des întâlnită la femei decât la bărbați. Și aici vreau să-ți dau și o statistică. La femei este un procent de între 12 și 22% dintre femei suferă de acne la maturitate, atenție, față de doar 3% la bărbați. Este un subiect care ar putea să vă intereseze și ați putea voi să puneți în practică toate tipsurile pe care specialistul din această seară vi le oferă. Mai am o statistică pentru voi. American Academy of Dermatology a publicat un articol în care spune că peste jumătate dintre femeile din lume suferă de acne la un moment dat, atenție, în perioada de după adolescență. Această problemă însă este deseori cauzată de fluctuațiile hormonale, cel puțin în timpul pubertății, care este normal și la noi bărbații, întâlnim, dar atenție și în perioada sarcinii, a premenopauzei, a menopauzei sau atunci când schimb metodele de contracepție. Pe canalul de YouTube Move Inspire Fit găsești interviuri interactive pe care atât eu cât și colega mea Raluca Maria Culuță le-am făcut cu experți în diverse domenii. Cum, de exemplu, îți dau exemple de câteva recomandări sau titluri, poate ești interesată de această zonă. De la cum să-ți alegi apa și cât de sănătoasă este apa pe care tu o bei, până la adevăratele motive pentru care nașterea naturală te poate ajuta sau, bineînțeles, cum poți să-ți elimini stresul din viața ta. Sunt doar câteva din temele abordate pe canal de YouTube, la care te uiți fix ca la TV. Pentru că ai informații despre nutriție, exerciții fizice, dezvoltare personală și multe alte surprize pe care le pregătim zi de zi pentru tine, cum, bineînțeles, se va întâmpla și în această seară. Însă, atenție, invitatul din această seară este un expert în zona dermatologică, recomandată, bineînțeles, în grupurile de mămici pe Facebook. Da, există foarte multe grupuri de mămici pe Facebook, dar este una dintre cele mai urmărite pe zona de online, având un canal de YouTube bombardat, vă spun sincer, cu clipuri targetate pe nevoia ta, care să te ajute, bineînțeles, pe tine. De asemenea, invitatul din această seară este la rândul ei invitat la diverse emisiuni pentru a vorbi și a explica într-un sens uman despre zona dermatologică. A avut mii de pacienți până în prezent care o descriu, bineînțeles, profesionistă, implicată, perfecționistă, dar imediat vreau să-ți citesc câteva review-uri pe care, din punctul meu de vedere, această persoană
le-a dobândit cu multă muncă. Și avem un fel următor. Pe canalul de Facebook am intrat acum și spune în felul următor. Un doctor pe sufletul meu. Doamna doctor este minunată din toate punctele de vedere. Foarte bine pregătită, extrem de caldă și empatică. Calități pe care nu le-am găsit nicăieri. O recomand cu toată inima. Dacă o să ajunge la dumneavoastră în cabinet, o să-mi dați dreptate 100% și o să vă felicitați pentru alegerea făcută. Trust me, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. O altă persoană, doamna doctoră, este unul dintre medicii care iubesc cu adevărat ceea ce fac. Profesionalism, seriozitate, devotament. Și recunosc că și eu i-am dat un review pentru că eu am cunoscut-o datorită faptului că am avut nevoie de serviciile dânsei și am scris în felul următor. Un medic foarte bun care are toate șansele să schimbe relația pacient-doctor. Încrederea și profesionalismul fac diferența. Asta am întâlnit eu la invitatul din această seară, de aceea cu mulțumirile în avans că a acceptat această invitație să fie alături de mine și alături de persoanele care urmăresc această pagină. Numele este Dr. Dana Bratu, este medic specialist, dermatolog și director medical în cadrul clinicilor Derma Beauty, pe care o puteți găsi atât în București, dar atenție și pentru persoanele care stau în Buzău, are un cabinet și acolo. A urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și a obținut titlul de studentul anului medicină. Probabil că aceste informații sunt un pic boring, dar vreau să înțelegeți și să vedeți cât de mult a muncit această persoană să ajungă la nivelul care este acum. De aceea sunt foarte recunoscător că este alături de mine și alături de voi în această seară. Totodată, doamna doctor Dana Bratu s-a implicat activ în proiecte de voluntariat și a câștigat burse de studiu în Croația, Turcia, pe secțiile de dermatologie și chirurgie plastică. Vă spuneam mai devreme de un canal de YouTube. Am intrat astăzi pe canalul Dânse de YouTube și are peste 20.000 de abonați, 20.000 de persoane care ascultă recomandările Dânsei și peste 150 de materiale video educative pentru toate persoanele care vor să aibă și să vadă și să ia o părere de profesionist. Doamna doctor Dana Bratu, vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți alături de mine în această seară și abia aștept să facem o legătură pozitivă între transpirație și acne, dar și să răspundem anumitor întrebări care în final să fie legate de cum poți scăpa de acne. Ce faceți? Cum sunteți? Știu că ați venit de la cabinet și de aceea vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine în această seară. Cu mare drag, vreau să-ți mulțumesc, Marian, pentru introducerea așa de amplă. Am fost foarte plăcut, surprinsă și nu mă așteptam să povestesc și din experiența ta personală legată de activitatea mea de cabinet. Îți mulțumesc foarte mult, consider că ai fost foarte generos în cuvinte și de asemenea vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc că noi am mai făcut materiale împreună, ba chiar am avut și pe site, dacă nu mă înșel, un articol legat de transpirația la sport și cum să facem să evităm acnea și foliculita. Și cred că ar fi frumos să lași acel link la final ca să poată intra pe site-ul tău să vadă mai multe informații, dar oricum voi oferi eu suficiente lămuriri cu privire la problema asta, pentru că sunt sigură că doamnele care fac exerciții cu tine au des probleme legate de acne sau de foliculită, nu știu cum să le diferențieze și nu știu ce să facă să trateze problema. Vreau să încep cu lucrurile mici. Ce este acnea? Lucruri din acestea, cuvinte simple pe care să le înțeleagă nu doar clienții care colaborează cu mine, ci și persoanele care urmăresc această pagină, care te urmăresc pe tine. Ce înseamnă acnea în câteva cuvinte? Marian, cred că ce ar trebui să rețină cei din seara asta este că acnea este o boală cronică. Vreau să subliniez cuvântul ăsta și înseamnă așa de mult pentru noi, pentru că nu o putem trata imediat. Dacă ne-a apărut acne în 2 săptămâni, nu putem să avem pretenția să o tratăm în 2 săptămâni. Cuvântul cronic înseamnă că noi deja ne-am încămat la un drum foarte lung. De aceea comunicarea cu medicul dermatolog este esențială, pentru că pe parcurs tindem să ne pierdem încrederea, pierdem răbdarea, nu vrem să
testăm nici foarte multe produse, dar de disperare tinde să cumpărăm toată farmacia. De aceea, discuția inițială este foarte importantă cu medicul dermatolog și eu vreau să precizez că este o afecțiune inflamatorie cronică, deci vorbim de o inflamație la nivelul structurii pilosebacee, deci acolo unde avem pori. Iar noi avem pori și secreție de sebum, de regulă în zona feței, în mod special, dar se mai poate face acnee și pe brațe sau pe torace, adică pe piept sau pe spate. Acestea sunt zonele care ne interesează cel mai frecvent. La ce exemplu? Ai dat un exemplu foarte bine. Stau și mă gândesc la zona de domeniul meu de activitate, persoanele care apelează la tot felul de tipsuri, diete miraculoase și cred că dacă 2 săptămâni țin acele diete, gata, vor slăbi. Asta le recomand și eu, să meargă la un profesionist și să își formeze un obicei în a putea să își creeze un stil de viață pe termen lung ca să poată să aibă rezultate. Cred că mă pot lega de acest exemplu al tău, pentru că și tu ai spus că trebuie pe termen lung să te ții de un tratament. Da, noi vorbim în cazul ăsta de rutină. Cuvântul cheie este rutina de îngrijire a tenului. Deci când avem acne, trebuie să ne gândim că de acum încolo va trebui și toată viața va trebui să avem grijă ca în fiecare dimineață și seară cel puțin să avem niște pași pe care trebuie să-i urmăm. Așa cum spui tu că un stil de viață sănătos înseamnă o dietă echilibrată, înseamnă sport. Ei bine, și noi când vorbim de piele, să știi că ne referim inclusiv la activități fizice, dar mai ales la această disciplină, la rutina de a folosi produse cosmetice dimineața și seara, chiar dacă nu avem chef, chiar dacă suntem obosite, chiar dacă am plecat în vacanță, noi trebuie să mergem cu cremele după noi. Rutina, disciplina sunt cele mai importante ca să scăpăm de acne și de asemenea să și întreținem rezultatele. Nu, e fix ca la slăbit, nu? Dacă vrem treaba asta, trebuie să ne ținem de treabă. Este foarte adevărat ce spuneți, doamna doctoră, pentru că asta le spun și eu persoanelor care colaborează și toate live-urile pe care le am, le spun, dragilor, am făcut antrenamente online. Dacă te duci în vacanță, îți ofer posibilitatea pe canalul de YouTube Move Inspire Fit să faci acele exerciții fizice și fără să te mai gândești că poate o să pun 2-3 kg în plus. Dar, Dana, fii atentă ce vreau, te rog frumos să-mi spui acum. Vreau direct să ne spui nouă sau să le spui fetelor care urmăresc această pagină cum pot scăpa de acne. Wow, dacă ar fi așa simplu, Maria, nu mai făceam 12 ani de medicină doar pentru asta. Nu este simplu să vă spun cum scăpăm de acne, pentru că acne are foarte multe cauze. De aceea trebuie să identificăm în primul rând cauza. Dacă noi am detectat care este motivul care a dus la formarea acnei, este mult mai ușor să-l tratăm. Și exact cum ai spus și tu mai devreme, una este acnea la adolescenți, pe care noi o considerăm normală. Și vreau să spun normală în ghilimele, pentru că nu toți adolescenții au acne. Și alta este acnea femeii adulte, care tu ai dat un interval foarte amplu, dar noi putem considera că o femeie sau între vârsta de 12-14 ani și 40 și ceva de ani, într-adevăr, jumătate din femei fac acnee. Și acest este foarte mult din punctul nostru de vedere. De aceea vorbim de acnea femeii adulte, care este o problemă serioasă și care este dată și de factori de stres, de exemplu. Stresul în viața noastră nu este ceva pe care să-l putem evita, dar cu siguranță putem să lucrăm să-l controlăm. În fiziopatogenia acnei, deci cauzele acnei, că despre asta vorbim, se numără și secreția de sebum. Ei bine, dacă noi avem perioade în care suntem mai stresați, avem examene, poate la locul de muncă avem diverse probleme, atunci începe să se secrete hormonul numit cortizol în exces, care la nivelul pielii va determina stimularea glandelor sebacee, cele care vor secreta sebum. Acest sebum conține acizi grași care sunt inflamatori. În contact cu celulele de la suprafața pielii și cu bacteriile normale pe care noi le avem în mod natural pe piele, el poate să creeze și mai multă inflamație și să formeze ceea ce noi numim o papulă și pustul, adică acea leziune roșiatică care poate secreta puroi, ceea ce un coș, până la urmă un coș sau o leziune de acne. Deși stresul este foarte important, iar la femeia adultă trebuie să accentuăm acest rol, nu mai spun de fluctuațiile hormonale, exact așa cum ai menționat tu, se pot întâmpla în sarcină atunci când începem un tratament contraceptiv, întrerupem contraceptive orale sau în apropierea menopauzei, dar nu numai atât.
Sunt foarte multe motive care duc la fluctuații hormonale la femei și tot mai multe femei se confruntă cu sindrom de ovar polichistic, adică chisturi la nivelul ovarelor pe care le poate diagnostica medicul ginecolog. Femeile cel mai desea observă că au menstruații neregulate, că dezvoltă leziuni de acne sau că pot să dezvolte hirsutism, adică mai mult păr, o pilozitate excesivă. Dacă întrunim criteriile astea, trebuie să consultăm în primul rând medicul ginecolog, care în colaborare cu medicul dermatolog poate stabili o schemă completă de tratament. Cum apar acele cicatrici lăsate de acne și vreau la aceeași întrebare dacă ele pot dispărea pentru că la un moment dat din punct de vedere estetic devin deranjante. Da, îți mulțumesc pentru întrebare. Uite că nu toți cei care au acne dezvoltă și cicatrici sau semne post-acneice. În primul rând trebuie să împărțim semnele astea după acne în două mari categorii și anume modificări de culoare, adică pete, roșiatice sau maronii, și modificări de textură, adică găurele. Acestea sunt adevăratele cicatrici. Sunt multe persoane care au și pigment, au și cicatrici și găurele și acestea de obicei sunt mai greu de tratat. Recomandarea mea cea mai simplă și pe care o pot face toți acasă este să încerce să evite stoarcerea coșurilor. Sunt într-adevăr punctele albe și negre singurele care sunt considerate relativ safe, sigur, de scos, de extras. Și mă refer inclusiv la extracții la cosmetică sau la medicul dermatolog. Însă când vorbim de leziuni inflamatorii, recomandarea mea este să evităm manipularea lor, pentru că din dorința de a scăpa efectiv de coșul respectiv, creăm și producem mai multă inflamație. De foarte multe ori nu reușim să exprimăm tot conținutul leziunii, rămâne acolo, va produce și mai multă inflamație și cu cât este mai mare, practic, un nodul, o leziune inflamatorie, cu atât sapă mai mult la nivelul dermului și distruge colagenul local. Colagenul din derm este cel care dă suplețe pielii. Dacă acest colagen este degradat, este distrus, în momentul în care se face vindecarea, va fi o zonă lipsită de volum, adâncită ca o cicatrice. Iar odată cicatricea formată, din păcate, cremele și soluțiile topice nu mai sunt eficiente. Aici intervin eu ca medic dermatolog și fac proceduri dermatocosmetice cu laser sau cu dermapen pentru a reface suplețea pielii și a reface, de fapt, volumul la acel nivel. O anumită vârstă, după 26 de ani, corpul nu mai produce colagenul, ceea ce înseamnă că avem un dezavantaj, mai ales dacă afectează și partea aceasta de acne. Așa că va trebui să ne axăm pe zona de suplimente în ceea ce privește colagenul sau, bineînțeles, ce recomandă medicii specialiști. Așa este, noi considerăm că deja până la vârsta de 25 de ani începem să pierdem un sfert din acidul hialuronic la nivelul pielii, este deja foarte mult. Trebuie să înțelegem că procesul de creștere al organismului se întâmplă undeva până la 20 de ani și apoi începem efectiv să dăm înapoi. Din păcate, calitatea pielii începe să se degradeze și mai ales la persoanele care sunt fumătoare, persoanele care se expun la soare, care se expun la solar, au în general o vindecare mai proastă, o vindecare deficitară. Nu mai spun de persoanele, sigur, care au diabet. Genul acesta de persoane, dacă au un coș, de exemplu, și îl storc, au șanse mai mari să dezvolte cicatrici post-acneice, iar o leziune post-acneică poate să dureze mult mai mult, să rămână cu o pată post-acneică luni sau poate chiar ani de zile față de o persoană care nu are aceste obiceiuri nefericite. Deci contează mult și stilul de viață pe care îl avem. De asta anumite persoane fac cicatrici, sigur, și pe dispoziția genetică are un rol important, sau fac vergeturi și ți-aduce aminte că am făcut un clip la un moment dat și despre pielea lăsată și cum putem prin sport sau prin proceduri dermatologice să lucrăm la vergeturi și la îmbunătățirea calității pielii. Ei bine, genetica este importantă, dar nici noi nu trebuie să ne culcăm pe ureche și să încercăm să ajutăm un pic genetica asta. Foarte. Cât de important este ca pentru o persoană care suferă de acne să aibă o rutină în ceea ce privește îngrijirea pielii, pentru că ați menționat puțin mai devreme, și aici mă refer la spălarea feței, exfolierea și aplicarea tratamentelor anti-acne. Aici vreau să menționez, bineînțeles, tratamente recomandate doar de un medic specializat. Ce părere aveți dumneavoastră?
Să știi că eu sunt o persoană foarte deschisă și înțeleg dorința femeilor de a se îngriji, de a folosi produse cosmetice și consider că dacă ai un ten normal, dacă nu ai probleme, este perfect normal să iei informații de pe internet, să urmărești canale de YouTube, să urmărești bloguri, să te inspiri de acolo, să-ți cumperi cosmetice și așa mai departe. Însă, în momentul în care ai niște probleme cu tenul, ai o afecțiune dermatologică, aici nu mai vorbim de recomandări ale influencerilor, aici vorbim totuși de un sfat medical avizat de care ai mare nevoie pentru că te scutește de foarte multă alergătură și de experimente pe tenul tău. Deci rutină trebuie să avem toți de îngrijirea pielii, femei, bărbați, nu contează, dar îngrijire specială trebuie să o aibă cei care au afecțiuni dermatologice. Și când vorbim despre tratamentul în acnee, trebuie să ținem cont de două aspecte. Cel mai frecvent, trebuie să întrunim sau să avem în rutina noastră produse care să curețe pielea, pentru că în acnee, una din cauze, este hiperproliferarea epidermică. Știu că sună așa pompos, dar ce înseamnă asta este că celulele pielii noastre nu se exfoliază cum trebuie. La un om normal, care nu are acnee, la 28 de zile se exfoliază pielea feței, exact ca la șarpe, numai că nu se vede. Lucrul ăsta se întâmplă treptat. La o persoană care are acnee, timpul este mult mai lung, se acumulează celule moarte la nivelul porilor, porul acela se înfundă, se umple de keratinocite și se formează comedoanele, ceea ce noi numim puncte albe sau puncte negre. Devin negre pentru că această keratină, prin oxidare, se colorează. De asta vedem noi acel punct negru. Și ce putem să facem este să folosim în acest caz produse exfoliante, nu? Care să crească turnover-ul celular, care să crească reînnoirea celulară. Și atunci, dacă celulele acestea sunt forțate să se exfolieze, nu se vor mai acumula la suprafața pielii, nu vor mai bloca porii, nu vor mai face puncte albe și puncte negre. Ok, ce exfolianți folosim? Acum, sigur, trăim în 2020, nu o să ne mai dăm cu mălai, cu uzați de cafea. Nu. Există exfolianți chimici, există substanțe chimice, acizi, care se găsesc în preparate cosmetice în farmacie. Se pot lua și fără prescripție medicală, dar fiind atât de multe, recomand totuși să le luați neapărat la îndrumarea medicului dermatolog. Punând aceste produse, în special seara, pentru că majoritatea sunt fotosensibilizante. Asta înseamnă că dacă sunt expuse la soare sau dacă se aplică dimineața, pot produce iritație serioasă. Și atunci le aplicăm seara, le lăsăm peste noapte și încet, încet, o să vedem că tenul nostru arată mai curat, mai luminos. Important este, pe lângă asta, Marian, să avem și o cremă de protecție solară. Dacă am început o rutină antiacneică cu produse care sunt totuși active, sunt ingredienți activi, care ne exfoliază pielea, trebuie să știm că exfoliind-o, o facem și mai predispusă la acțiunea nocivă a radiațiilor ultraviolete și dacă noi deja avem niște pete pe față date de acne, dacă le vom expune la soare, acestea pot deveni chiar permanente, pot deveni maronii și este mult mai greu să tratezi o pată maronie. Deci SPF-ul este obligatoriu dimineața și atunci ne trebuie o cremă activă seara, un SPF dimineața și neapărat o curățare foarte bună. O demachiere, știm foarte bine, nu ne ducem la sală, da, Marian, cu machiaj pe față, deci ne demachiem înainte. Ok. Ești de acord cu mine aici, da? Da. Bun, așa că le recomand și tu ca înainte să vină la ora de sport, totuși să-și îndepărteze straturile de sebum, fond de ten, pudră și ce mai au pe față, că noi știm că femeile aplică din belșug. Deci tenul trebuie să fie curat înainte de exerciții fizice și de asemenea trebuie să fie curat înainte de culcare. Deci vorbim de double cleansing, care înseamnă un ulei emulsifiant sau apă micelară pentru a îndepărta machiajul și apoi un gel de curățare. Hai că e simplu. E super simplu. Ok. Referitor la ce ai spus mai devreme, că recomand să se demacheze înainte să meargă la clasele de grup offline și respectiv la să facă antrenamentele fizice acasă. Eu recomand acest lucru persoanelor care vor cu adevărat să facă sport, dar mai sunt și acele persoane care au nevoie de un video, am nevoie de o poză în timpul antrenamentului pentru promovarea lor pe rețelele sociale. Acolo cred că au nevoie, din punctul meu de vedere, acum aștept și părerea dumneavoastră, și anume au nevoie de o îngrijire mai atentă a pielii din moment ce în timpul antrenamentului, transpirația fiind pe zona facială,
Este cu tot cu machiaj și cu alte creme pe care le mai dau fetele înainte de antrenament. Acum să ne spuneți dumneavoastră cum pot ele să facă ceva în direcția aceasta dacă totuși au un job în ceea ce privește zona de a ieși în evidență sau poate ele asta fac pe zona de online. Adică vrei să spui că sunt persoane care trebuie să fie aranjate și în timpul... Nu este o problemă așa de mare, să știi că există fonduri de ten care sunt necomedogenice. Adică totuși sunt soluții, clar, ideal ar fi fără fond de ten, dar cu toate astea există preparate cosmetice care sunt non-comedogenice, conțin ingrediente care nu blochează porii. Și atunci eu sunt convinsă că totuși această activitate nu durează mai mult de câteva ore pe zi, nu? Vorbim de 3-4 ore? Două ore. Într-o oră este perfect decent, să spunem, să folosești totuși un produs comedogenic, dar neapărat după acea clasă de machiere și spălare și neapărat în doi pași. Deci putem găsi soluții dacă ne dorim cu adevărat. Doamna doctor Dana Bratu, acum am intrat pe pagina de Facebook, sunt 112 persoane care se uită la noi în momentul acesta. Vreau să vă mulțumesc. Dați-ne un mesaj și spuneți-ne din ce oraș sunteți voi. Spuneți-ne dacă urmăriți pe doamna doctor, spuneți-ne când v-ați uitat ultima dată la un video pe canalul de YouTube dr.danabratu și spuneți-ne cât de mult vă doriți să scăpați de acne, pentru că noi vrem să mergem mai departe și să răspundem la întrebări generale în ceea ce privește cum reușim să scăpăm de acne. Așa că vreau să vă întreb când ar trebui să ne facem griji cu privire la numărul și tipul coșurilor noastre, de pe zona facială, zona de spate și pe unde mai apar coșurile. Maria, noi considerăm, mă refer în special pentru femei, da? Considerăm că este normal să mai avem o dată pe lună 1-2 leziuni acneice și se leagă de foarte multe ori de perioada premenstruală. Ok, este normal. Condiția este ca genul ăsta de leziuni să fie puține și să treacă foarte repede, să nu rămână hiperpigmentări semne după vindecarea lor. Însă, dacă observăm erupție, dacă observăm mai ales pe linia mandibulară, pentru că acesta este locul unde femeia adultă dezvoltă foarte frecvent acne, cred că de la prima erupție de acne trebuie să ne adresăm medicului dermatolog, pentru că avem cele mai mari șanse să scăpăm repede și avem timp necesar să facem și investigații, pentru că un factor important în cadrul consultației este monitorizarea și solicitarea analizelor medicale. Am foarte multe paciente care sunt foarte surprinse că le cer analize de laborator, că le trimit la analize și îmi spun că n-am mai făcut analizele de, nu știu, de 10 ani. Hai să vedem, adică faptul că te simți bine și că nu ai o suferință fizică, nu ai o problemă, nu înseamnă că pe partea internă toate lucrurile sunt echilibrate și trebuie să le depistăm. Și așa depistăm afecțiuni de tiroidă, depistăm sindrome de ovar polichistic, uite, cu ocazia apariției acelor leziuni de acne. Deci analizele sunt foarte importante, trebuie să le prelevăm. Bineînțeles, analize recomandate de medic, nu le facem așa după ureche, pentru că nici nu am ști ce să solicităm la laborator. Apoi, în cadrul consultației, medicul analizează tenul și îți poate crea, cum spuneam, și o rutină pe termen lung, nu ceva care să te scape de acne imediat, ci pe termen lung să te obișnuiască să folosești produse cosmetice care să te ajute și la 30 de ani și care să te bucure sau măcar să-ți creezi o idee despre ce ar trebui să faci și mai târziu. Interesant, foarte interesant ce spuneți. Este out of topic ce vreau să vă întreb acum. Dacă oferiți și consultații online? În clinica Dermabeauty, clinica unde lucrez eu, se oferă consultații online. Trebuie doar să intrați pe site. Există site-ul nostru www.dermabeauty.ro și acolo există o categorie, se numește consultații online. Avantajul este că în maxim 2 zile puteți intra în legătură cu un medic specialist dermatolog. Asta da, că nu sunteți în România sau poate ați plecat în vacanță, că se întâmplă foarte des să plecăm în vacanță, să ne trezim cu niște ciupituri pe noi, nu cunoaștem medicamentele, nu cunoaștem farmaciile din afară și avem nevoie de un sfat al unui medic român cu care să ne înțelegem, să ne spună ce să facem urgent.
Așa că pentru aceste urgențe medicale eu recomand consultațiile online cu tot dragul. Puteți să le faceți în clinica DermaBeauty. Eu, din cauza volumului enorm de pacienți pe care l-am, nu mai permite timpul să iau și partea de online, însă o consider foarte benefică și simt că această industrie de telemedicină este în plină dezvoltare. Am înțeles. A fost out of topic pentru că am văzut că se dezvoltă zona de online pe toate ramurile medicinei, ceea ce este bine pentru că sunt unele persoane care probabil nu pot lua legătura cu un anumit medic, cum este cazul dumneavoastră, dacă este o persoană care este din Brașov sau din Timișoara sau Sibiu și își dorește foarte mult să ia legătura cu dumneavoastră pe lângă pagina de Facebook, site, poate să se ia legătura cu unul dintre specialiștii clinicii DermaBeauty și poate chiar să ajungă la dumneavoastră în cazul în care este ceva mai pompos. Noi colaborăm foarte frumos în clinică și chiar, dacă este un caz mai dificil, acesta este discutat de către toți medicii. Avem grijă ca fiecare pacient să primească tratamentul optim. Mi se pare interesant și felicitări pentru ce faceți. Am spus mai devreme, v-am întrebat mai devreme cum scap de acne, să ne spuneți cum scăpăm de acne. Mi-ați dat o explicație, acum vreau să intru mai aprofundat și să-mi spuneți ce soluții există, nu pentru a scăpa total de acne, ci pentru ameliorarea acnei, ca după aceea să trecem la dispariția totală, pentru că exact cum este și pe zona de slăbit, nu poți să slăbești dintr-o dată numărul de kilograme pe care tu ți-l dorești, ci slăbești minim pe săptămână, se recomandă undeva între 1 sau 2 kilograme, depinde de stresul zilnic, depinde de ce mănânci. Așa că vreau să pun aceeași întrebare și în zona aceasta. Cum poți ameliora și cum poți să mergi către dispariția acnei? Îmi place cum pui problema și îmi place și corelația cu partea de educație fizică. Ideea este că mulți pacienți vin cu acne și vin deja cu cicatrici post-acneice și mă întreabă cum pot să scap de cicatrici, de acne, de tot. Și eu spun, știți, există niște priorități și prioritatea noastră numărul unu este să nu mai faceți alte leziuni noi de acne. Pentru că degeaba ne apucăm să tratăm cicatricile, semnele aia vechi de acum câțiva ani de la leziuni de acne, dacă în continuare faceți alte coșuri care ele se vor sorda cu cicatrici. Deci, în primul rând, trebuie să mai avem leziuni de acne. Așa că tratamentul nostru este de foarte multe ori medicamentos, adică comprimate orale, pastile. Nu, acnea nu înseamnă doar creme, dermatologia nu înseamnă doar o cremuță cu care mă dau dimineața și una seara. De foarte multe ori avem de-a face cu cazuri complexe și trebuie să prescriem medicamente precum contraceptive orale, precum antibiotice, precum izotretinoin, este un derivat de vitamina A, care are efecte adverse, bineînțeles, pot întâmpla efecte adverse. Femeia, în timpul tratamentului cu izotretinoin, nu are voie să rămână însărcinată. Deci, lucrurile acestea sunt foarte serioase, de aceea nu este scris, practic, pe toate gardurile tratamente în acne, pentru că nu fiecăruia îi se potrivesc aceste tratamente. De asta nici nu vrem ca pacienții să-și piardă timpul și să caute zeci de ani soluții miraculoase, creme aplicate local, când de fapt ei aveau nevoie poate de contraceptive orale, pentru că această cauză era legată de un sindrom al ovarelor polichistice și el răspunde bine la tratament hormonal. De asta nu există un tratament în acne și nu putem să vorbim de un anumit produs. Pot doar să spun că sunt anumiți pași pe care trebuie să-i urmăm și primul pas este să scăpăm de leziunile active, care înseamnă papule, pustule, puncte albe și puncte negre. Punctele albe și punctele negre răspund foarte bine la terapie topică cu soluții exfoliante. Vorbim despre acid retinoic, adapalent retinoin, alfa-hidroxi-beta-hidroxiacid. Când vorbim de leziuni inflamatorii, merge foarte bine, de exemplu, peroxidul de benzoil. Am dat așa niște exemple, nu vreau să iar sune pompos medicamentos, sunt niște lucruri de bază pe care voi le puteți căuta oricum și pe Google, pe internet și puteți să le încercați înainte de a ajunge efectiv la o consultație dermatologică. Neapărat să aplicați SPF dimineața, deci iarăși regulă generală, neapărat să demachiați pielea înainte de culcare și să și spălați pielea. Marian, știi câte paciente am care nu știu că trebuie să se spele pe față cu apă? Mie mi-a spus bunica mea, Dumnezeu să o odihnească,
mi-a zis așa, Marian, cel mai bun tratament pentru pielea facială pe care eu, adică dânsa, îl făcea la momentul respectiv, era să se speli dimineața și înainte de somn pe față. Și eu am rămas cu acel tratament dimineața când mă trezesc și seara să dau, nu știu, mi se face pielea cam grasă așa, nu știu, este puțin, probabil și dacă aspirați în perioada aceasta. Dar pentru că dau cu apă, pentru mine este suficient, dar ce a spus mai devreme este perfect pentru persoanele care vor să aibă grijă de pielea facială. Deci nu există oboseală și nu există plictiseală când vorbim despre tenul nostru. Pentru noi, femeile, aspectul fizic este important și pentru bărbați, dar mai ales pentru noi. Tenul nostru este, în general, o carte de vizită. Noi știm foarte bine că fiecare își face o părere despre altul în primele 3 secunde și încercăm să nu ne facem păreri greșite. Acneea, din păcate, este o afecțiune foarte dură, pentru că mulți au impresia că persoane care au acnee, nu știu, nu au igienă corespunzătoare, nu se spală, nu se îngrijesc și este destul de neadevărat. Persoanele cu acnee, în general, sunt foarte îngrijite, numai că perioada aceasta de tratament se poate întinde inclusiv pe ani de zile și durează. Și încercăm să nu ne facem impresii greșite despre cei care au acnee. De asta educația medicală pe care o fac pe canalul de YouTube se adresează atât celor care au probleme, dar și celor din jur și prietenilor și rudelor persoanelor cu acnee, pentru că trebuie să știi cum să te porți cu ei. Pacienții cu acnee s-au săturat, audă de fiecare zi chestia asta, dar du-te și tu la un dermatolog. Deci s-au săturat pentru că ei în principiu chiar sunt sub tratament, dar trebuie să avem răbdare cu tratament. Spuneai foarte bine că oferi pe pagina ta de YouTube dr.danabratu, Dr. Dana Bratu, educație pe zona aceasta, derma. Exact asta se întâmplă pe Movie Inspire Fit, în ceea ce privește un stil de viață sănătos. Asta fac și eu alături de colega mea, Raluca Maria Curuță, unde am făcut un grup privat, Arăt și mă simt bine, unde le oferim persoanelor care sunt interesate. Nu suntem doar noi interesați, sunt și persoanele interesate prin întrebări și multe recomandări pe care le oferim și le pun în practică, pentru că noi mergem pe principiu, doamna doctor, în felul următor. Dacă tu reușești, mă refer femeie fiind, să ai un stil de viață sănătos, cu siguranță și soțul tău, și copilul tău, și părinții tăi te vor copia, vor lua de la tine, pentru că vei fi un exemplu pentru ei. Exact așa se întâmplă și pe zona de care noi vorbim acum, și anume zona de acne. Dacă tu, cea care te uiți acum la noi, vezi că ai scăpat de acnea de față, cu siguranță familia ta te va întreba ce ai făcut tu. Și în momentul acela o recomand pe doamna doctor Dana Bratu. Este foarte simplu, ok? Mai avem foarte puțin timp, pentru că nu vreau să mă întind foarte mult și vreau să vă pun o întrebare simplă. Poate este puțin și din tiparele noastre, având în vedere ce ne-a spus până în momentul acesta, dar vreau să mă întreb dacă antibioticele se recomandă în ceea ce privește acnea pe orice zona corpului. Păi sigur, asta chiar am menționat, că de foarte multe ori noi avem un protocol terapeutic pentru acne, substanțe antibiotice, atât care se aplică pe față, dar se iau și pe gură. Rolul antibioticilor în acne nu este să omoare bacteria, pentru că există practic o bacterie normală pe față, se numește Propionibacterium acnes, ea este cea care proliferează, dar ea se află în flora noastră normală, noi nu vrem să o atacăm pe ea. Numai că antibioticele de multe ori, cele pe care prescriem, au și rolul antiinflamator și mai inhibă un pic celulele inflamatorii care răspund exagerat la produsul pe care îl văd ele în piele. Noi când facem un comedon, vin celulele inflamatorii și încep să acționeze împotriva lui, ca și cum ar face parte din corpul nostru. Și se întâmplă o reacție inflamatorie exagerată. Tocmai de asta avem nevoie de substanțe care să inhibe inflamația, așa că antibioticele pot fi potrivite. Nu le prescriem, sigur, când avem 2-3 leziuni de acne, le prescriem în forme un pic mai extinse, care eventual apar și pe față, pe torace, pe brațe, care sunt roșii, care sunt dureroase. Avem anumite criterii după care prescriem antibioticele, dar este perfect normal să urmăm
urmați sfatul medicului, dacă vedeți în prescripție antibiotic, vom suplimenta mai ales la femei cu probiotice ca să protejăm flora. Antibioticele pe termen lung pot produce dezechilibre la nivelul florei intestinale, așa că noi adăugăm la orice tratament cu antibiotic pe termen lung și probiotic. Am pus această întrebare targetată pentru că, în general, noi avem persoanele afectate de, dau un exemplu în cazul nostru, acnea. Primul lucru este să meargă pe Google și să scrie dacă pot lua antibiotice. De aceea am vrut să fie ca o frază spusă de dumneavoastră pentru a putea să tragem un semnal de alarmă acelor persoane care spun gata, dacă merg pe Google și dau un search dacă pot lua antibiotice și ce antibiotice pot lua, gata, este eficient, suficient, mi-a trecut acnea. Din păcate, nu este așa, pentru că este nevoie de un proces stabilit de către un medic dermatolog specialist și în funcție de caz și ginecolog, cum a spus mai devreme. Sigur că da, antibioticul nu poate decât cumva să șteargă un pic din inflamația aia, dar dacă n-ai și o rutină, nu o să funcționeze, acnea va recidiva cu siguranță. Sunt multe paciente care recidivează sub tratament antibiotic și e bine să știți că odată ce ați luat un antibiotic, nu puteți să-l luați pe termen lung, puteți să creșteți riscuri legate de rezistența la antibiotice. Gândiți-vă ce înseamnă, domne ferește, să faceți o pneumonie, că uite, toți suntem în pandemia asta de coronavirus, să faceți o pandemie cu suprainfecție bacteriană, să fie necesar să luați antibiotic, medicul să vă prescrie antibiotic, iar organismul vostru să nu reacționeze pentru că l-ați îndopat cu antibiotice acum 10 ani când aveați acnea aia de care nu scăpați și luați după ureche antibiotic. Azi o comprimat, pauză 2 zile, mâine alt comprimat și tot așa. Deci creșterea rezistenței la antibiotice este o problemă majoră la nivel mondial, așa că noi nu prescriem antibiotic decât dacă este strict necesar. Nu prescriem antibiotice în viroze, asta știm, dacă avem o gripă, nu se dă antibiotic în gripă. Nu prescriem antibiotice în acne decât dacă este absolut necesar. Ok. Femeile însărcinate se pot trata de acne? Sarcină, de cele mai multe ori, acnea se ameliorează. Se ameliorează datorită hormonilor estrogeni. Unii din factorii care duc la apariția acneei este creșterea serică a hormonilor masculine, de tip testosteron, a hormonilor androgeni. Mai că în sarcină avem hormon feminizant, hormon feminin, de obicei acnea se îmbunătățește. Dacă o pacientă a avut acne înainte de sarcină, da, poate să aibă acne și în sarcină și va trebui să o trateze. Există tratamente antiacneice care se pot aplica și în sarcină. E adevărat, majoritatea sunt topice, adică se aplică pe față, nu luăm foarte multe medicamente orale, nu luăm comprimate orale în sarcină, dar soluții terapeutice, bineînțeles că sunt, pentru că dacă noi nu tratăm acnea, este posibil să dezvoltăm cicatrici sau să dezvoltăm semne postacneice care vor trece foarte greu. Și perioada de sarcină și alăptarea sunt perioade foarte importante pentru viața unei femei, bineînțeles, dar și puternic încărcate emoțional, mai ales în perioada alăptării după sarcină. Iar o femeie care, și tu știi foarte bine că sigur primești întrebări legate de pielea lăsată, burtică și așa mai departe, o femeie care, din punct de vedere corporal, nu se simte atrăgătoare și mai are și leziuni pe față, poate să fie impactată negativ, poate să facă depresie și de foarte multe ori are nevoie și de ajutorul dermatologului, dar și de ajutorul unui psihoterapeut ca să o scoată din impas. Așa că recomandarea mea ar fi să trateze acnea cât se poate de repede, să nu o lase să evolueze doar pentru că e însărcinată. Nu, există soluții. Foarte corect, foarte corect și mulțumesc mult că a pus accentul pe această zonă. Săptămânile trecute am pus pe canalul de YouTube Movie Inspire Fit un video unde vorbeam despre pielea lăsată din zona abdominală. În această săptămână am dat drumul la un program care durează 7 zile, 7 antrenamente, 30 de minute în fiecare zi. Sunt clase de grup online pentru toate persoanele atât din România cât și din afara României, pentru că avem clienți internaționali.
în care să punem accentul pe această zonă, pe această piele lăsată din zona abdominală și pielea lăsată din, de pe coapse, fesieri, da? Și lucrăm foarte mult și targetat în zona aceasta, de aceea am spus bine accentul. Și persoanele care intră în grupul nostru Arăt și mă simt bine, vor vedea o secțiune specială unde lucrăm pe zona emoțională cu persoanele care au provocări, pentru că știm foarte bine, doamna doctor, că foarte multe provocări pe care le avem în ceea ce privește organismul nostru, atât interior cât și exterior, vine și din zona emoțională. Și noi tratăm atât partea mentală cât și partea emoțională, dar și partea fizică. O ultimă întrebare, dar înainte să vă pun, vreau să le spun celor 110 persoane care sunt alături de noi acum să ne pună întrebări pe pagina de Facebook și voi selecta 3 întrebări pe care să le punem în final doamnei doctor Dana Bratul, pentru că nu vreau să ne întindem foarte mult, pentru că dânsa a venit de la cabinet și vrea să dedice timp pentru voi, așa că voi selecta strict 3 întrebări. Dă cât mai repede întrebarea, pentru că urmează ceva interesant pentru tine. Doamna doctor, acum, în final, vreau să-mi spuneți și mie dacă are legătură transpirația, atenție, de după sport cu apnea, că tot primesc întrebări în această zonă. Sunt două probleme aici. Noi considerăm acnee, sau pacienții spun acnee la toate bubițele care apar pe corp. De foarte multe ori, transpirația, uite, în general, așa, mai ales cea de vară, din cauza umidității crescute, este dată de foliculită, nu de acnee. Și sunt diferențe mari. Foliculita înseamnă leziuni roșiatice, care arată la fel. Una, că te uiți una lângă alta, sunt identice. Acnea înseamnă leziuni polimorfe, care au forme mărimi diferite, adică comedoane, puncte albe, puncte negre și leziuni inflamatorii. Dacă ne uităm la spatele cuiva și are toată paleta asta de forme, de coșul, e acne. Dacă sunt doar bubițe roșiatice, foarte probabil să fie foliculită. Sigur că foliculita nu se face doar de la transpirație. E vorba de un cumul de factori. Este vorba de căldura externă, este vorba de hainele pe care le poartă, pentru că noi recomandăm, ca și în timpul activității fizice, să folosim, să purtăm haine care să permită eliminarea transpirației în exterior, haine care să nu fie extrem de mulate, nu? Care să nu producă o frecare foarte mare, totuși să fie confortabil, că nu te duci. Bine, e important să arăți bine și în timp ce faci sport, pentru că îți dă curaj, te motivează, te simți bine că îmbrăcat așa, dar este important totuși să fii și confortabil, să nu porți materiale sintetice. Materialele sintetice vor ține transpirația pe piele, așa că o oră sau jumătate de oră cât durează antrenamentul, tu tot timpul ești umed în zona respectivă, plus că se adaugă și frecarea cu materialul textil. Deci da, există foliculită în mod special, care se produce și din cauza transpirației, dar să nu dăm vina doar de pe transpirație, se datorează și faptului că nu mergem imediat să facem duș. Încercăm, dacă mergem la o sală de sport, sunt deschise, nu? Uite, vezi că nu știu, deci da. Dacă mergem la o sală de sport și nu suntem acasă, dacă suntem în confortul casei noastre, nu avem nicio scuză. Dar dacă mergem la o sală de sport, încercăm să facem duș acolo. Avem o provocare aici. 2 ore când ajungem acasă. Avem o provocare aici pentru că nu mai știu, pentru că eu m-am retras pe zona de online și sunt doar pe zona de online. Cred că nu au voie să facă încă sport acasă, să facă duș la sală. Încă nu cred că s-a dat drumul la legea. Asta e o prezentare, cu siguranță, recentă, din cauza condițiilor și situației prin care trecem. Dar până acum știu că toată lumea avea voie să facă duș, nu? Sălile de sport sunt dotate și cu cabine de duș. Da, corect. Doamna doctor, am pentru dumneavoastră 12 mituri pe care dumneavoastră să ne spuneți sau să le spuneți celor care ne urmăresc dacă este fals sau adevărat. Atenție, nu vreau să aprofundăm miturile respective, spuneți doar atât. Fals, doar adevărat. Adevărat? Da, doar fals, adevărat. Sunt convinsă. Hai să vedem. Ok. Primul mit. Punctele negre sunt pori plini de mizerie? Fals sau adevărat? Deci nu există mizerie în dermatologie, există cheratină, da?
Keratină din celule, sunt celule moarte, le avem și noi la suprafața pielii. Deci, fals, nu e mix de mizerie. Okay. Nu, fals. Doi, stoarcerea coșilor, le face să treacă mai repede? Fals. Fals, ok. Trei, acnea se datorează faptului că nu te speli pe față suficient? Clar, fals, da? Am stabilit asta de la început. Da. Patru, cremele hidratante produc coșuri? Anumite creme anti-aging, da, adică noi avem nevoie, trebuie să dau o explicație, nu mă lăsa așa, avem nevoie de hidratare și în perioada în care facem tratamente antiacneice, dar există creme hidratante necomedogenice, dar dacă luăm o cremă anti-aging care e foarte grasă, e posibil să fie comedogenică. Deci hai să zicem da, pentru că vorbim despre, adică adevărat, pentru că vorbim de creme hidratante în general, da? Okay. În general ne referim la cele care se dau și în acne. Ok. Expunerea la soare ajută la vindecarea tenului? Fals. Niciodată. Pe termen scurt, trebuie să spun, nu poți mă lași așa. Pe termen scurt avem impresia că ni s-a uscat în ghilimele leziune de acne, însă radiații ultraviolete stimulează inflamația și de foarte multe ori după plajă, la una, două săptămâni, facem o erupție serioasă de acne. Da? Deci, da. Radiații ultraviolete sunt periculoase. Ok. Acnea apare doar la adolescenți? Fals. Apare din ce în ce mai des și la persoanele adulte. Ok. Machiajul provoacă și mai multe coșuri? Da, machiajul poate fi comedogenic, așa că trebuie să alegem produse care să nu blocheze porii, să nu fie comedogenice. Ok. Stai un pic că mi se spune că am închis zona de comentarii pe partea de live. Fetelor, să știți că nu este închis. O rog pe Raluca să-mi dea un mesaj, dar cred că a dat un mesaj. Nu este închis, probabil că nu puteți să dați pentru că nu suntem prieteni, dar dacă îmi dați în mesaj, cu siguranță pot să îi citesc doamnei doctor și să putem să dezlușim ceea ce este ok sau mai puțin ok pentru voi. Dar vă garantez că nu este, n-am închis sesiunea de comentarii la live. Mergem mai departe, doamna doctor Dana Bratu. Dieta, atenție, dieta nu are legătură cu acne. Fals. Ok. Dieta, am zis, nu? De carbohidrați, contează foarte mult și ceea ce mâncăm. Da, da, da. Ciocolata provoacă acne. Da, din păcate. Deci e fals sau adevărat? Da. E adevărat. Ok. Pasta de dinți vindecă acne? Fals. Nu, doamne ferește, nu se pune pasta de dinți pe coșul niciodată, vă rog, da? Ok. Și mai avem două. Nu există nicio legătură între stres și acne. Fals. Există legătură puternică între stres și acne. Ok. Există produse care pot vindeca acnea pentru totdeauna. Nu există niciun produs care să vindece acnea pentru totdeauna. Fals. Pentru că noi avem acnea în diferite etape ale vieții noastre. Una este acnea pe care o facem în adolescență, mai ales în zona T, pe frunte, unde există sebum, și alta este acnea pe care o putem face în viața adultă. Sunt forme diferite, viața noastră e lungă, frumoasă și plină de provocări, așa cum spui tu, așa că putem să facem acnea din foarte multe cauze. Dacă am vindecat odată, nu înseamnă că nu va reapărea. Altă formă, sub altă formă. Am înțeles. Doamna doctor, gata cu miturile. Vă mulțumesc mult pentru răspunsul la întrebări. Vreau să sintetizez un pic ce am vorbit în această seară. Vreau să le readuc aminte persoanelor care au urmărit acest video că vă pot găsi în descrierea videoului atât pe site, cât și pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube, unde este important să vă educați, fetelor. Educați-vă cât puteți de mult,
pentru că educația vă ajută pe voi să luați cele mai bune decizii. Tocmai de aceea, din punct de vedere emoțional, acnea apare atunci când sunt anumite provocări, cum ar fi depresia, stima scăzută și disconfortul în societate, adică nu-ți găsești locul, jobul te stresează, parcă nu ești tu oriunde te-ai duce, în cercul tău de prieteni, la locul de muncă sau, de ce nu, într-o vacanță unde ar trebui oarecum să te simți bine. Dacă și tu crezi că transpirația excesivă este de vină și duce la apariția coșilor, atunci sper din tot sufletul că acest video te-au făcut să înțelegi care sunt șansele ca atunci când transpiri să ai acne și cu sprijinul și cu răspunsurile perfecte pe care doamna doctor ni le-a oferit, poți să reușești să-ți dai seama că doar educându-te poți să afli că transpirația nu provoacă acne. Vreau în același timp, tu cel care ai urmărit această emisiune, să te gândești că acne este un proces normal și natural al organismului și este firesc să transpiri. Chiar dacă este vară, exact cum spunea și doamna doctor mai devreme, chiar dacă alergi și faci exerciții fizice prin antrenamentele online sau că te duci la sala de fitness offline, chiar dacă se strică aerul condiționat, fie în mașină, fie acasă, tu vei transpira. Sau, îți mai spun o situație așa care ai putea să te regăsești, chiar dacă temperaturile sunt scăzute, tu poți să transpiri. Pentru că este acel moment în care tu te enervezi sau poate ai un examen și ești foarte emoționat, exact cum spunea și doamna doctor mai devreme, și apar anumite coșuri pe care tu crezi că cine știe este o afecțiune care va duce către acne și din punct de vedere vizual nu vei da bine în fața prietenilor la job sau în multe cercuri în care tu, bineînțeles, că te duci. Dar, atenție, din punct de vedere sportiv, ca să sintetizez și această zonă, dacă există persoană care fac sport, dați-mi un comentariu, pentru că ceea ce a spus doamna doctor în această seară este super important. Și vreau să spun că dacă ai reușit să îți stabilești un obicei în a face sport, fie că faci de pe canalul meu de YouTube Movies Fire Fit, fie că ai intrat în grupul Arăt și mă simt bine, unde am mers într-o provocare și mergem în continuare într-o provocare, într-un challenge de 7 zile, fie că urmărești un antrenor specializat, cum spuneam și mai devreme, pe zona de sport, dacă dau un exemplu, ți-ai terminat acel antrenament, bineînțeles, atenție și stretching-ul, că este important, atenție, găsește o soluție să scapi de hainele de pe tine. Pentru că, cum spunea și doamna doctor, lăsând acel tricou pe tine transpirat, nu faci decât să deteriorezi pielea și pe termen lung să apară acnea, pentru că, după cum ne-a spus și doamna doctor, acnea nu apare acum, ea apare în urma unui proces pe care tu, bineînțeles, nu îți dai seama de la început și îți dai seama când ajunge la maturitate. Vedeam, de exemplu, ca să-ți dau un exemplu concret, tu cel care urmărești activitatea noastră din această seară, eu am fost foarte mult timp instructor la clasele de grup și fetele care veneau la clasele mele, după ce plecau, ele se duceau direct acasă fără să facă duș. Asta înainte de pandemie. Sau să se schimbe măcar de tricou. Și eu le spuneam, mă, fetelor, dar de ce nu vă schimbați la sală? Chit că este vară și poate nu se simte. Și explicația lor era că Marian, noi stăm aproape de sală, eu stau aproape de sală, mă duc repede, fac duș. Dar până ajunge acolo, acea transpirație intră în piele și tu ți-o vei deteriora pe termen lung. De aceea, chiar dacă lucrezi de acasă și nu mai ai timp să faci acel duș pe care eu ți-l recomand în primul pentru revigorare, după care pentru curățarea pielii, găsește o soluție să nu intri în ședință fără să faci acel duș, pentru că tu îți vei curăța, bineînțeles, pielea. Pentru că uneori noi considerăm greșit că transpirația apărută ca urmare a exercițiilor fizice la sala de fitness sau, bineînțeles, dacă te antrenezi acasă, pentru că acum am trecut într-o nouă eră, reprezintă o cauză a apariției acnei. Și cred că doamna doctor în această seară ne-a spus că este un mit care te poate afecta din punct de vedere mental și emoțional, pentru că tu când te vei uita în oglindă, nu îți va plăcea de tine ceea ce vezi. Dacă, de exemplu, vrei să dai 5 kg jos și cu acnea care crezi tu că poate să apară,
automat stima ta de sine se va duce în jos și nu vei putea să ai rezultate atât din punct de vedere fizic, cât și pe alte zone de activitate din viața ta. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mă uit pe Facebook dacă avem întrebări. Până vrei niște întrebările pe Facebook, aș vrea să fac și o mențiune în tot de canalul de YouTube și partea de educație îmi place să o fac constant. Informațiile, sigur, sunt gratuite, se găsesc peste tot și fiecare ar trebui să-și ia aceste informații dacă au posibilitatea de la surse avizate. Așa că încerc pe partea mea, ca medic specialist dermatolog, să ofer pe pagina de Instagram în mod special, pentru că acolo avem această posibilitate de Insta Story, de a publica constant câte ceva, ca în fiecare zi să dau niște informații dermatologice, niște informații medicale. Pe lângă faptul că ei pot urmări și ce fac eu, îmi place și foarte mult să comunic legat de activitatea mea din clinică și de procedurile pe care fac, pun acolo și recomandări de produse, de creme în fiecare zi pe Insta Story, așa că le recomand celor care ne urmăresc să îmi dea follow și pe Insta. Doamne doctor, cu rugămintea să-mi dați un mesaj acum sau mai târziu cu pagina de Instagram, pentru că vreau să le pun în comentarii fetelor care au urmărit acest video. Fetelor, pe pagina de Instagram a doamnei doctor veți primi fiecare zi cele mai noi, probabil și consultații pe care dânsa le are, dar și anumite recomandări pe care voi să le puneți în practică pe termen lung. Doamne doctor, am aici de la Dochian Ramona. Bună seara, întrebare pentru doamna doctor. Ce fel de analize trebuie făcute înainte de a ajunge la dermatolog? O întrebare interesantă. Da, primesc foarte mult, foarte des întrebarea asta. Vreau să vin, doamna doctor, vreau să vin la dumneavoastră, dar spuneți-mi ce analize ca să nu mai pierd timp, să vin direct cu analizele făcute. Ei bine, analizele în acne, să știți că sunt numeroase. Ați face tot panelul de analize, dată că este foarte costisitor și sigur, nu merită, nu e rentabil. Eu vă recomand totuși să veniți măcar cu analizele uzuale. Ce înseamnă analizele uzuale? Păi ne interesează o hemoleogramă, ne interesează marcări hepatici, marcări renal, un sumar de urină. Astea sunt analizele de bază. Doar după consultație, medicul poate să recomande analize țintite. Adică dacă vede că sau dacă constată că ar fi o problemă legată de sfera asta ginecologică, el poate să recomande hormoni ovarieni, poate să recomande estrogen, testosteron, progesteron, prolactină, LH, FSH și așa mai departe, dar nu le faceți singuri, că s-ar putea să nu fie nevoie și să le faceți efectiv degeaba, să fie mult prea costisitor. Deci faceți niște analize uzuale și când spun uzuale sunt cele pe care și medicul de familie vi le recomandă an de an, asta pentru a verifica starea de sănătate, starea bazală a organismului, iar apoi la consultație se recomandă analize țintite. Anumite analize se fac, de exemplu, într-o anumită zi a ciclului menstrual. Deci n-aveți cum să știți lucrurile astea până nu faceți întâi o consultație dermatologică. Super, sper că am lămurit-o pe Dochian Ramona. Dă-ne un comentariu, te rog, Ramona, dacă a fost ok pentru tine. Mai avem două întrebări, doamna doctor, și promit că vă las. Întrebare pentru doamna doctor este dacă exfolierea trebuie făcută și pe zona gâtului și a decolteului. Depinde care este scopul nostru. Avem acne pe gât și decolteu? Da, categoric. Acnea de pe gât, decolteu se tratează ca și acnea de pe față cu aceleași produse exfoliante, cu mențiunea că zona gâtului este o zonă mai umedă, nu transpirăm mai ușor, este o zonă cu piele mai subțire, deși este o zonă mai sensibilă. Și atunci recomand suplimentarea hidratării, să folosiți mai des crema hidratantă pe gât și pe decolteu, iar hidratarea se face întotdeauna înaintea exfolierii. Deci noi aplicăm crema hidratantă și abia apoi aplicăm produsul exfoliant. Exfoliere nu înseamnă exfoliere mecanică, abrazivă. Nu mă refer la gomaj, sper că toată lumea a înțeles. Gomajul, dermabraziunea, nu sunt proceduri pe care noi să le recomandăm pentru că distrug epidermul, face microfisuri la nivelul epidermului, se pierde apă transepidermii și duce în timp la deshidratare. Deci nu mă refer la acel gomaj, prin exfoliere mă refer la exfolierea chimică și de preferat ca un exfoliant să se aplice în primul rând după ce pielea este complet hidratată. Dacă totuși vorbim de tratamente anti-aging, dacă facem exfoliere în sensul ăsta,
iarăși vom merge pe față gât și decolteu, pentru că și acolo avem nevoie de exfolianți. Așa că grijă mare, zona gâtului și decolteu e mai sensibilă, trebuie și exfoliat. Asta e concluzia. Ok, și ultima întrebare. Cât de îngrijorătoare sunt alunițele roșii mici de pe piele? De regulă nu sunt. Aceste alunițe roșii și mici sunt numite angioame. Sunt niște excrescențe vasculare, apar din capilare dilatate, pot să apar în special pe zona pieptului, pe torace. De foarte multe ori sunt genetice, le moștenim cumva, unul din părinți a avut și el multe angioame. Există foarte multe mituri în jurul acestor angioame că denotă probleme hepatice sau probleme renale. Da, se poate întâmpla ca într-o insuficiență hepatică să dezvoltăm formațiuni pe piele sau pete, la fel, toată lumea care are pete pe față crede că e de la ficat. Nu este așa, la fel ca și aceste angioame pot să fie formațiuni complet benigne și mai des așa, să nu reprezintă absolut nimic, pur și simplu trebuie să le protejați de soare, pentru că soarele le accentuează, determină dilatație vasculară și creșterea lor în dimensiuni și dacă vă deranjează estetic, există metode laser CO2 pe care le face bine în clinica Derma Beauty și se excizează complet, fără semne, fără cicatrici. Am înțeles. Super. Doamna doctor Dana Bratu, vă mulțumesc pentru intervenția lungă din această seară. Sper că persoanele care ne-au urmărit au reușit să-și răspundă prin ceea ce dumneavoastră a spus la întrebările pe care le-au avut. Sunt mai multe întrebări, dar am promis 3 întrebări și le-am ales pe cele mai esențiale. Unele dintre ele se și repetau, recunosc. Așa că am vrut să vin cu un plus către persoanele care au pus întrebări specifice, întrebări pe care nu le-am mai văzut odată, de 2 sau de 3 ori, sau probabil nici întrebări pe care să le întâlnesc pe Google. Bun, pe doamna doctor o întâlniți în clinicile din Buzău și București Derma Beauty, pe site-ul www.dermabeauty.ro. Aveți și secțiunea de online pentru persoanele care sunt din afara Bucureștiului sau nu pot lua legătura cu doamna doctor fizic la cabinet, la clinică. Așa că vă recomand să intrați pe site, vă recomand să puneți întrebările, să vă programați și cei mai eficienți și cei mai buni medici ai clinicii sau clinicilor vor răspunde întrebărilor voastre sau provocărilor pe care voi le aveți. Vreau să știi toată lumea că mie există afecțiune care să nu aibă soluție. Cel mai probabil durează mult și ne pierdem răbdarea, dar acnea se poate trata și vreau să încheiem cu mesajul ăsta într-un stil optimist, așa cum ne place nou. Există soluții, persoane cu acnee sunt persoane minunate, nu trebuie stigmatizate în niciun fel, pur și simplu sunt persoane care acum se află într-o tranziție în viața lor, se află într-un tratament și cu siguranță, cu încredere și răbdare o să atingă rezultatele pe care și le doresc. Eu sunt sigur de acest lucru, pentru că cu cât există mai multe persoane pe fiecare domeniu de specialitate ca dumneavoastră, mai aproape de oameni, cu atât reușim să ne educăm, că până la urmă spuneați pe pagina de YouTube dr.danabratu, aveți o educare în ceea ce privește zona de dermatologie. Reușim împreună să ducem informațiile mai departe, reușim să motivăm oamenii, reușim să inspirăm prin aceste intervenții pe care le avem pe paginile noastre de Facebook sau de YouTube. De aceea este eficient dacă tu vezi acest video, dă un share, dă un like să vadă și prietenii tăi pe care i-ai în listă, pentru că acest video s-ar putea, nu s-ar putea, sunt sigur că va fi eficient și benefic pentru un prieten de-al tău care chiar se confruntă 100% cu o provocare în ceea ce privește acnea. Urmăriți-o pe doamna doctor pe Instagram. În fiecare zi dă recomandări pe Insta Story în special. Am pus în comentariu la acest live cum o găsiți pe Instagram. Urmăriți-o pe Facebook pentru că puteți să vă educați și puteți să aflați informații esențiale. În ceea ce privește activitatea mea, vă aștept pe canal de YouTube Move Inspire Fit, vă aștept în programele online, atenție, online, de dezvoltare personală prin sport. În momentul acesta rulez alături de colega mea 7 zile, 30 de minute,
de antrenamente de grup prin care voi puteți să vă tonifiați, să scăpați de pielea lăsată, să slăbiți și să aflați, atenție, informații generale despre nutriție. Mă găsiți pe canal de YouTube, mă găsiți pe Instagram, mă găsiți pe Facebook. Important este să vă doriți să vă educați, pentru că educarea te face pe tine să mergi mai departe și să nu stai cu frica că s-ar putea să pățești ceva și s-ar putea să nu găsești leacul. Da, leacul există și anume educarea. Mulțumesc mult, doamna doctoră! Doctor, mulțumesc mult celor care ne-ați urmărit în această seară. Dați acest live mai departe. Noi o să ne retragem și sper din suflet să urmăriți activitatea noastră, astfel încât să reușim să ajungem la cât mai multe persoane, să inspirăm, să-i motivăm și să oferim informații valoroase. Vă salutăm cu drag și atât eu cât și doamna doctor Dana Bratu și să ne vedem cu bine în următorul live. La revedere! Stai un pic!